Accident de muncă în această dimineață în Gorj. Un muncitor a fost prins sub un utilaj în urma unui accident produs pe drumul comunal 15, în comuna Bălănești. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a pierdut controlul autovehiculului. După ce acesta a rămas fără frâne, utilajul s-a răsturnat, iar muncitorul a rămas captiv sub el. La fața locului au ajuns un echipaj de descarcerare și o ambulanță. Bărbatul era conștient, dar avea picioarele prinse. Poliția a început o anchetă în acest caz. 4.800 de petarde. Asta au găsit polițiștii mehedințeni în locuința unui bărbat din Strehaia. Potrivit jurnaliștilor de la MH.alert, petardele fac parte din categoria a doua, cu trei focuri, iar bărbatul de 39 de ani intenționa să le vândă în perioada sărbătorilor. Întrucât nu a putut prezenta acte pentru ele, oamenii legii le-au confiscat, mehedințeanul fiind cercetat acum pentru operațiuni pirotehnice fără drept. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că va amenaja un centru de primire a refugiaților în Gorj, mai exact în Bumbești, Jiu, lângă fabrica de muniție. Centrul ar putea fi găzduit de clădirile unde a funcționat pe vremuri școala de subofițeri jandarmi. De asemenea, în spațiile respective au avut loc cursuri de perfecționare a polițiștilor locali, iar în prezent se află o subunitate de ordine publică a Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj. Vestea venită de la Ministerul Afacerilor Externe nu a picat deloc bine autorităților din localitate. Cred că atunci când a fost luată această decizie de a aduce refugiați la Bumbești-Jiu, nu s-a avut în vedere situația socială a zonei, specificul activității economice cu fabrica de muniție. Centrul acesta este între două unități de învățământ, Colegiul Mihai Viteazul și școala numărul 1. Sunt peste 900 de elevi în total. Nu știu dacă suntem pregătiți să ne confruntăm cu o astfel de situație. Este o necunoscută totală pentru comunitate și pentru autorități. Acești refugiați vor trebui să se integreze, a declarat Constantin Bobaru, primarul din Bumbești-Jiu. Deși nu agrează ideea ca o tabără pentru refugiați să fie adusă în mijlocul unei comunități și mai ales acolo unde există o fabrică de muniție, edilul șef din Bumbești-Jiu se va supune deciziei MAI, însă este de părere că aceasta ar trebui să fie amenajată undeva la marginea orașului, nu în apropierea uzinei mecanice SADU. Potrivit autorităților centrale, alții refugiați ar urma să ajungă în două centre din Tășnad și Câmpul Lung Mușcel. Acestora urmează să li se adauge cele deja existente în București, Șomcuța Mare, Rădăuți, Galați, Timișoara și Giurgiu. Într-o primă etapă, România trebuie să primească 2.475 de refugiați. Un veteran de război care ieri a împlinit vârsta de 105 ani a fost premiat de autoritățile din Târgu Jiu. Vorbim de colonelul Alexandru Țundrea, care a primit o plachetă și o diplomă de felicitare cu prilejul sărbătoririi venerabilei vârste. Și dacă tot vorbim de vârstă, povestea de viață a veteranului este una cu adevărat impresionantă. În timpul celui de-al doilea război mondial, în primăvara anului 1943, Țundrea a ajuns în Caucaz și a participat la mai multe bătălii. Atunci când s-a ordonat retragerea în zona Simferopol, convoiul a fost atacat de ruși și Alexandru Țundrea a fost luat prizonier și închis în lagăr. Nu a avut posibilitatea să ia legătura cu cei de acasă și timp de 2 ani a fost considerat mort de rude, până când un consătean a fost eliberat și i-a spus familiei că este în viață. A fost eliberat din lagăr după 4 ani, a ajuns acasă și a continuat cariera de dascăl la Peșteana și apoi de profesor de matematică și franceză în satul natal în Telești. Alexandru Țundrea s-a căsătorit în anul 1950 și este pensionat din anul 1972. I-am transmis multă sănătate și i-am oferit în numele primăriei Târgu Jiu în semne de apreciere față de eroismul, dârzenia și patriotismul de care a dat dovadă în luptele din al doilea război mondial. Municipiul Târgu Jiu aniversează 610 ani de atestare documentară în anul 2016. Este impresionant că din cei 610 ani, domnul colonel Alexandru Țundrea a fost martor 105 ani la istoria acestui frumos oraș, a spus viceprimarul din Târgu Jiu, Adrian Tudor. Alexandru Țundrea este născut în comuna gorjeană Telești, însă în prezent se află în grija rudelor. Bărbatul primește des vizita reprezentanților asociației locale a veteranilor de război. Moș Crăciun a venit deja la 50 de familii din Târgu Jiu. Vorbim de oameni nevoiași cu mulți copii și venituri mici sau de bătrâni singuri cu posibilități materiale reduse. Oamenii au primit alimente și câte un brad de Crăciun din partea primăriei. Cadourile au ajuns însă și la persoane asistate social sau la beneficiari ai mesei de la cantina de ajutor administrată de Direcția Publică de Asistență Socială. Municipalitatea va mai oferi și tichete sociale. Acestea ar urma să ajungă la peste 1500 de familii sărace.
vreme apropiată de normalul termic al perioadei în următoarele 24 de ore în Oltenia. Se vor înregistra minus 2 grade Celsius la Târgu Jiu și Caracal, minus 1 grad la Craiova și Slatina, 0 la Corabia și 1 grad la Calafat și Cetate. Mâine cerul va fi parțial noros, iar la Severin se va semna la ceața. Mercurul din termometre va indica 3 grade Celsius la Târgu Jiu, 4 la Craiova și Corabia, 5 la Râmnicu Vâlcea și 6 grade la Drobeta Turnu Severin.